După o perioadă lungă de așteptare, am avut prilejul să vedem primele exemplare de cerb lopătar în țarcul nostru, la care am muncit foarte mult în perioada asta, în vara asta. Pentru noi este o onoare și o deosebită plăcere să vedem aici, pe meleagurile noastre, în apropiare de cabana de vânătoare Lupoaia, să vedem aceste exemplare deosebite, care nu pot fi întâlnite chiar oriunde. Astăzi am eliberat aici un număr de 7 masculi, dintre care 4 dintre ei chiar au fost deosebiți. Avem și 2 pui tineri, 2 sulițari. Sperăm pe viitor să continuăm popularea și cu femele gestante și în viitor apropiat să vedem un număr cât mai mare de cerb lopătar la noi în zonă. Era nevoie de aceste exemplare aici? Foarte mare nevoie, pentru că vânatul trebuie să fie divers, să avem diversitate. Lumea nu cunoaște în zona noastră vânatul ăsta, adică animalul ăsta, lopătarul. E o premieră pentru zona noastră că avem așa ceva în areal. Sperăm în viitor să-i vedem și în libertate, în pădurile din prejurimi. Acest proiect este un vechi vis de-al nostru. El este un proiect mult mai amplu, pe viitor va fi mult mai amplu, dar în această fază a reușit prinderea și aducerea dintr-un țarc de creștere a vânatului din județul Mureș a 7 exemplare de cerb lopătar, care va constitui baza unui material genetic care va împrospăta linia de sânge a populației de cerb lopătar care avem noi în fundul de vânătoare 52 Pianu. De ce este perioada prielnică acum să fie relocați cerbii? Din punct de vedere medical, ei au avut perioada de împerechiere, iar femelele fiind fecundate, există riscul minim de avort spontan, fetusul fiind foarte slab dezvoltat, iar în același timp sunt foarte ușor deprinși în perioada aceasta, fiind liniștiți. Se adaptează mai ușor? Da, se pot adapta mult mai ușor decât în altă perioadă a anului. Care este zona propice pentru un cerb, zona de lui de trai? Conifere, foioase? Coniferele și foioasele, dar fiind o zonă de un pic de deal aici, eu zic că se adaptează destul de bine. Nefiind deranjați de zgomot foarte mare, de oameni, fiind un țarc nou, eu zic că o să fie un mediu foarte propice pentru dezvoltarea lor. Așteptăm ca în continuare să se mulțească și să fie din ce în ce mai mult, să avem cât mai mult puiet. Această populare este foarte necesară, deoarece în zonă mai avem o populație sălbatică, dar din cauza că ea a fost izolată genetic, s-a învinizat în timp și exemplarele au degenerat, astfel că o infuzie de sânge a fost obligatorie și necesară. Am achiziționat aceste exemplare din surse proprii, din contribuția membrilor noștri, a asociațiilor. În viitor vom aduce și niște femele. Noi sperăm într-un număr cât de mare, pentru ca acest țarc să fie populat cu maximul de exemplare care suportă suprafața. Iar în viitor, descendenții acestor exemplare care stau în acest țarc de aclimatizare vor fi introduși în mediul natural pe fundul 52 Pianu, fund de vânătoare care este gestionat de asociația noastră. Sunt exemplare rare? Sunt rare în județul nostru, pentru că în județul Alba, singura zonă unde se întâlnesc aceste exemplare în liber este în zona Pădurea Mare, Sebeș-Petrești. Cât ajunge să valoreze un astfel de exemplar? Un astfel de exemplar achiziționat din captivitate, din țarcurile de creștere, valorează între 600 și 1000 de euro, în funcție de mărimea coarnelor, de greutatea coarnelor. Femelele ajung la un preț de 400-600 de euro. Iar, dacă ei vor fi valorificați în viitor prin vânătoare, prețul lor va fi mult mai mare.
Ca și... La ce greutate ajung la maturitate? La maturitate, un exemplar mascul ajunge la o greutate cuprinsă între 100-130 de kg, femeia la între 60 și 70 de kg în viață. Ce vârste aveau exemplarele eliberate astăzi? Exemplarele eliberate au o vârstă cuprinsă între 3 și 5 ani, o vârstă medie. Tocmai de aceea am și dorit să achiziționăm exemplare de vârstă medie ca ei să aibă timp în viitor să reproducă pe o durată cât mai lungă de timp. Cum arătau exemplarele? Foarte frumoase, foarte viguroase, niște exemplare de o calitate genetică foarte bună, care în viitor vor da descendenți de calitate. Care este zona prielnică pentru ei? Lopătarul îi place zona în care ne aflăm acum, de aceea am și făcut acest sar de aclimatizare în această zonă, zona colinară, nu prea înaltă, și cu trupuri mici de pădure, interclate de culturi agricole, cu desișuri, și nu foarte populată cu oameni. Să fie liniște. Zonă neantropizată foarte tare. Este un animal destul de sensibil, nu-i place, ca la orice animal sălbatic, nu-i place agitația, nu-i place deranjul. Are și dușmani naturali. Marele lui dușman natural este lupul și șacalul în rândul tineretului. Cât timp vor sta aici până să fie liberați? În acest sar de aclimatizare vor sta cât este necesar, minimum 6 luni de zile, iar femelele vor sta până după fătare și în momentul în care viței sunt dezvoltați, satisfăcători și la o vârstă propice, vor fi eliberate în mediul natural.